Dragilor, bine v-am regăsit astăzi. Alături de noi este Andreea Puiu, profesor, psiholog, dezvoltator, pedagogia fericirii și vom vorbi despre cartea Neuroștiința fericirii de Daniel Siegel, dezvoltarea conștientă a creierului către armonie și integrare, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Știința demonstrează că a avea o stare de atenție conștientă, mindful awareness, ameliorează funcționarea noastră din punct de vedere fiziologic, mental și interpersonal. Cum ar fi să poți înțelege cu adevărat ce gândesc și simt ceilalți, astfel încât să trăiești într-o armonie care scoate la lumină tot ce este mai bun în tine? Iată un frumos deziderat. Andreea, pentru că tu ai foarte multe, sau multe proiecte pe zona educației, pe zona pedagogiei, legate de starea de bine, legate de starea de fericire, și pentru că ești o persoană, din punctul meu de vedere, extrem de activă în această zonă și mai ales în ceea ce privește lucrul cu copiii. Ce presupune educația conștientă? În primul rând aș vrea să te salut cu tot entuziasmul, Sorin, și să-ți mulțumesc că reușești să linierii pe care eu le simt ca o editurii Herald, și chiar vreau să-ți mulțumesc că pe această cale de fiecare dată ai susținut proiectele pe care le-am realizat. Atât de multe lucruri de oprit pentru buna practică, pentru că, așa cum spui și tu, este important să scoatem ce e mai bun din noi atunci când suntem aproape de elevi sau când suntem aproape de alți actori educaționali. Și întrebarea ta pentru mine este foarte prețioasă, pentru că în orizontul profesional pe care l-am, educația conștientă e o țintă pe care o atingem atunci când ne propunem să aducem în clasele elevilor învățarea conștientă sau mindful learning, concept care apare în cartea Neuroștiința fericirii. Așadar, în momentul în care reușim să-i antrenăm pe copii să vadă ce înseamnă momentul prezent, cum pot să găsească modalități de a-și hrăni o atenție pozitivă și o atenție care oferă soluții, ei reușesc în același timp, alături de noi, să parcurgă un antrenament al minții, astfel încât direcțiile de învățare, un alt concept care apare în această publicație Herald, direcțiile de învățare să fie spre o modelare pozitivă a creierului. Pentru că în momentul în care noi cunoaștem care sunt tipurile de atenție, pentru că sunt mai multe tipuri de atenție, nu doar cele care țin de alarmă, cele care țin de orientare, în momentul în care copiii învață, așa cum învață alfabetul, tipurile de atenție și ce pot să facă pentru a scoate ce e mai bun din ei, în momentul acela, acest proces este conștient. Și ce mi s-a părut foarte interesant când am parcurs această carte este că eu vorbesc foarte des de exercițiile de fericire, dar aici se vorbește despre exercițiile atenționale, adică să facem exerciții cu copii astfel încât să reușească să își folosească atenția spre a deveni cei mai buni prieteni. Pentru că, până la urmă, care este rolul școlii? Da, învăța cum să fie cei mai buni prieteni pentru ei, dar și pentru ceilalți. Așadar, pentru mine, atunci când vorbesc de educația conștientă, aș putea să vorbesc ca de marea comoară din clasele mele, dar și din clasele de elevi, așa cum ar trebui să avem în intenție ca profesori. Totodată, cartea merge mai departe și spune că este important, dincolo de a înțelege lumea noastră interioară, să ajungem să avem capacitatea de a simți, de a vedea, de a reuși să fim curioși față de lumile interioare ale celorlalți. Așadar, educația, așa cum este definită ea, probabil în istoria ei, este o fereastră spre ceilalți, nu este doar o oglindă pe care noi să o avem. Educația conștientă ajută astfel la crearea unor punți armonioase spre ceilalți.
Și ce mi s-a părut mie foarte interesant, stând mai multe zile cu această carte, pentru că a fost o surpriză extraordinară, aveam și o curCe mi s-a părut mie foarte interesant a fost că atenția conștientă, care este o resursă atât de importantă în educația conștientă, este definită ca o formă de armonizare interioară. Pentru că, până la urmă, ai educa pe copii presupune să-i ajutăm să înțeleagă ce înseamnă armonia interioară, dar și armonia pe care o pot crea în jurul lor. Și sunt foarte multe alte elemente care mie mi-au atras atenția, printre care faptul că această educație conștientă poate genera un nou mod de a fi, un nou mod care să fie eficient, dar, după cum spuneam, să fie și un mod etic față de propria persoană. Sunt foarte multe resurse pe care profesorii le pot găsi în această carte, sunt foarte multe explicații și foarte multe direcții pe care pot să le exploreze în rolul de profesori și cred că până la urmă totul începe de la noi. În momentul în care noi reușim să conștientizăm anumite elemente care țin de educație, putem apoi să avem parte de acest antrenament alături de elevi. Pentru că se spune că conștientizarea este o capacitate care poate fi dezvoltată și este foarte important ca noi să învățăm pe copii cum să-și dezvolte această capacitate de a fi conștienți. Pentru că numai în felul acesta copiii pot să înțeleagă însemnătatea momentului prezent. Ce este dincolo de viața pe pilot automat? O întrebare scurtă, dar în același timp este foarte ofertantă. Cred că dacă aș putea face o metaforă pentru această carte Neuroștiința Fericită, aș putea spun că este ca un fel de teren de tenis automat și cealaltă parte este viața conștientă. Și așa cum este o lecție foarte bine structurată și această carte prezintă riscurile pe care le aduce viața pe pilot automat și beneficiile pe care le aduce viața conștientă. Și atunci se vede foarte clar ce oferă fiecare tip de viață și ce ar fi în folosul nostru să alegem și să păstrăm pentru noi ca să scoatem ceea ce este mai bun din noi, din noi, ca să revin la ceea ce spuneai tu la început. Așadar, viața trăită pe sistem automat ține foarte mult și de stilul de viață pe care îl avem, iar viața conștientă presupune să ne oprim din acest ritm și să înțelegem ceea ce poate face din viața noastră cea mai bună variantă posibilă pe care o putem experimenta. Și acest lucru presupune să avem mintea deschisă spre experiențele care vin spre noi. Chiar în carte se subliniază că în momentul în care reușim să fim pe poziția de a fi conștienți, atunci putem să vedem și ce ne pune în față o anumită experiență. Pentru că dacă noi cumva ne luptăm cu această experiență, nu reușim să vedem ce ne poate oferi, ce provocare frumoasă poate aduce, putem atunci să risipim nu doar propriul potențial, ci să risipim și potențialul necunoscut de explorare. Și atunci eu cred că este un exercițiu pe care putem să-l facem, să vedem ce elemente țin de viața pe pilot automat în cazul nostru și ce drum ne-ar putea duce spre o viață conștientă. Punem în viața noastră acest element care este foarte vital, care ne poate aduce foarte multă vitalitate. Cum putem să avem această bunătate iubitoare atunci când descoperim lumea și în felul acesta să fim deschiși spre informații noi, spre situații noi, dar totodată este foarte important să ajungem să avem o anumită flexibilitate a sentimentelor noastre. Pentru că probabil că acest canal de flexibilitate ne face să trecem de la viața pe sistem automat la viața conștientă. Ce cred că este fundamental atunci când parcurgi o carte este nu doar să ajungi la partea de teorie, să-ți faci o imagine asupra a ceea ce înseamnă aceste concepte, cum sunt ele ilustrate în viața noastră de zi cu zi. Cred că este foarte important să știm cum să facem un anumit lucru. Iar această carte oferă cu mult pragmatism și cu foarte mult detaliu
oferă ceea ce cred că ne poate ajuta să răspundem și la întrebarea cum. Ce presupune starea de bine? Pentru că este o sintagmă pe care am citit-o, am auzit-o, am întâlnit-o cu toții în ultimul timp. Am văzut chiar și pe rețele de socializare, pe Facebook, diverse comunități unde activează psihologi sau psihoterapeuți care aveau inclus în titlu această sintagmă, starea de bine. Așadar, ce presupune și cum putem să ajungem la această stare de echilibru și de armonie, la starea de bine? Starea de bine, într-adevăr, a devenit un termen frecvent folosit. Dar cred că acest termen are nevoie de timp, are nevoie să fie onorat și prin practicile educaționale, dar și sondat foarte bine de pe tărâmul științific, urmărind ceea ce deja a fost concluzionat în anumite studii sau să vedem ce a mai rămas cumva în discuție. Totuși, dacă este să lecturăm neuroștiința fericirii, vom găsi acolo triunghiul stării de bine, care cred că răspunde destul de coerent întrebării tale, iar acest triunghi presupune relații empatice, pentru că, într-adevăr, se presupune că totul începe de la tipul de relație stabilit între anumite elemente, între anumite persoane. Totodată este vorba despre o minte coerentă și aici cred că putem înțelege foarte bine de ce o minte coerentă stă la baza unei stări de bine, dar și o integrare anumite elemente constituie până la urmă modul în care noi reușim să oferim un echilibru, care până la urmă este cumva în centrul stării de bine. Până la urmă, cred că această armonizare între o mulțime de drumuri, căi pe care noi le avem de străbătut și le avem de valorificat în mai multe domenii ale vieții noastre, modul în care valorificăm structura acestor domenii, cred că duce la starea de bine. Dar cred că o echipă în privința stării de bine în instituțiile importante, cum ar fi o școală, poate să genereze o serie de răspunsuri, pentru că starea de bine este un concept care, după cum spuneam, cred că are mai multe trepte pe care noi trebuie să le urmărim și să le atingem pas cu pas, pentru că pentru a aduce o stare de bine trebuie să pregătim mediul pentru a putea fi implementate principiile unei stări de bine. Sunt o serie de principii destul de simple care sunt propuse chiar și în neuroștiința fericirii, principii care pot să fie aplicate pentru că ele au fost cumva simplificate astfel încât noi să le putem folosi dincolo de tot ceea ce neuroștiința aduce și poate fi la un moment dat un limbaj criptat pentru cineva care este la început și cumva este în zona de introducere legat de acest concept. Și atunci trebuie să folosim aceste principii și varianta simplificată pentru a vedea rezultatele, beneficiile care sunt menționate în studii sau să urmărim recomandările specialiștilor pentru a reuși să facem niște activități coerente, astfel încât să atingem ceea ce spuneam, relații empatice, să fie o coerență în ceea ce privește interacțiunile noastre, dar să reușim să integrăm încă de la început, să avem un anumit plan, să integrăm aceste elemente ale stării de bine. Pentru că am văzut în spate, în biblioteca ta, am văzut cartea Neuroștiința Fericirea lui Daniel Siegel, mă gândesc, de ce ai recomanda această carte cititorilor? Și în extensie aș completa această întrebare, cum ne educăm mintea ca să fim fericiți?
Probabil că timpul pe care l-am petrecut cu această carte pentru mine a fost savuros și am avut momente de uimire, am avut momente de confirmare, am avut această compatibilitate, ca să spun, legat de ceea ce eu deja am aplicat și ceea ce am observat în perspectiva lui Siegel. Oricum eu îl ador și îl știu de foarte mult timp și până la urmă reușim să fim alături de un anumit autor în toate publicațiile pe care le are și să vedem ce a reușit să adauge, dacă a revenit asupra unor lucruri și așa mai departe. Dar eu cred foarte mult în partea aceasta de neuroștiință, de autoreglare. Reușesc să aduc și în workshop-urile pe care le fac această traiectorie care este construită pe aceste două concepte și cred că aș recomanda această carte pentru că simt că pe mine m-a ajutat în poziția de profesor, că simt că este o carte de vizită pentru efortul de a îi susține pe oameni să înțeleagă de fapt ce este fericirea și că ea vine cu un anumit efort și cu o anumită conștientizare, departe de anumite convingeri, cu exerciții zilnice pentru a ne face să avem o viață mai echilibrată și conștientizând resursele pe care le avem, pentru că pentru noi sunt mai mulți pași pe care trebuie să-i facem, de multe ori nu unul în fața celuilalt, ci și în lateral, cu reveniri, atunci când vorbim de fericire. Este un proces foarte profund în care încercăm, după cum spuneam și referitor la carte, să ne armonizăm interior. Și atunci această carte, eu cred că lansează niște întrebări foarte frumoase și vorbește despre cum reușim să ne dezvoltăm o atitudine care să susțină fericirea, care să fie compatibilă cu fericirea și cred că este și o carte care aduce foarte multă căldură, pentru că simți că îți vorbește în mod direct, chiar dacă aduce niște noțiuni care pot să aibă mai multe paliere, să fie ușor dificile. În același timp, simplifică, este unul din verbele pe care l-am mai folosit, simplifică anumite noțiuni astfel încât să devină prietenoase și astfel încât să te ajute să faci o acțiune care este benefică, o acțiune care susține fericirea și până la urmă cartea este unul dintre prietenii pe care noi putem să-i avem și care ne pot ajuta atunci când punem filtrul propriu, ne pot ajuta să ajungem la niște informații pe care noi le putem aduce imediat în viața noastră, dar sunt și anumite situații, anumite cărți care îți lasă timp de gândire. Consider că această carte este complexă și îți poate oferi anumite beneficii imediate, dar eu cred că trebuie să fie un partener de drum lung și pentru mine, cred că a fost într-adevăr, am așteptat-o cu mult interes, cu mult entuziasm, cu foarte multă curiozitate, însă chiar dacă de foarte mulți ani studiez fericirea, pentru mine a adus foarte multă prospețime și invit și pe cititor să aibă această minte deschisă față de aceste informații și cred că această carte poate fi asemănită și unui profesor, pentru că vorbește foarte mult de cum este important să fim noi în preajma elevului și atunci pentru mine a fost mesajul de care aveam nevoie pentru a-mi confirma anumite lucruri pe care eu deja le-am adus în practica mea și mi-a plăcut foarte mult că această carte vorbește și despre intențiile noastre. Iar atunci când luăm o carte, intenția noastră, având această carte aproape de noi, este cu siguranță de a experimenta fericirea. Însă această carte chiar spune că în momentul în care ești atent, mai anumită atenție la intenții, poți să lege anumite momente din viața ta. Și această carte cred că leagă foarte mult zona de profesor și de psiholog
pe care eu acum o traversez. Dragii noștri, a fost alături de noi Andreea Puiu, profesor, psiholog, dezvoltator, pedagogia fericirii. Am vorbit, iată, despre cartea lui Daniel Siegel, Neuroștiința fericirii, dezvoltarea conștientă a creierului către armonie și integrare, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Îi mulțumim foarte mult Andrei Puiu și vă mulțumim dumneavoastră că ați fost și de această dată alături de noi. Vă dorim în continuare o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere!